O tânără din București a fost salvată cu elicopterul din Bucegi după ce s-a rănit în cădere. Fata și prietenul ei încercau să urce pe Valea Albă. Aveau echipament corespunzător, colțari și pioleți tehnici. Totuși nu au reușit să treacă de săritoarea cârnului, așa că au hotărât să se întoarcă. Tânăra s-a împiedicat, a căzut și l-a antrenat și pe prietenul ei, care încercase să o oprească. Cei doi au alunecat câteva sute de metri, iar fata a suferit mai multe traumatisme severe la nivelul capului, la coloană și picioare. După aproape 4 ore, victima a fost preluată de un elicopter. Salvamontiștii din Buștenia le atrag atenția turiștilor că aventurarea pe trasee periculoase poate duce la accidente.